Bine ați venit la Stax TV, material extra despre Eurocar Meeting Rooftop, care a ajuns la, cred că a 5-a ediție aici pe acoperiș și la 10 ani de organizare evenimente cu mașini modificate. Sunt 220 de mașini acceptate în baza unor mail-uri date dinainte, nu vine toată lumea, avem niște reguli simple, să nu existe wheel gap, roți și mașina să fie modificată într-un stil plăcut ochiului. Avem mașini de la Trabant modificat până la Porsche GT3, până la, eu știu, fel și fel de Panamera cu Airride, Renault Clio super modificate, custom. Avem concursuri, o să le vedeți. Premiem anul acesta, partenerul evenimentului este Techstar, care oferă premii în valoare de 5.000 de lei pentru participanți. Avem 5 concursuri, Airride Battle, Loudest Pipes, unde e nebunia supremă, toată lumea vrea să vadă cum pognez mașinile și să-și bage timpanele acolo, să le curgă sânge. E nebunie, vă spun. Dar o să vedeți în material, nu vă mai zic eu că vă stric surpriza. Asta e genul ăla de reportaj de la TVR în care vorbim despre mașini, apar și este frumos acest seria 5, știți? Presa, na, e normal să fie așa, dar mie îmi place mașina, am vrut să avem o intervenție lângă ea pentru că o consider superbă și că vreau să le explic oamenilor că nu trebuie să fie super modificată ca să fie acceptată la niște evenimente sau ca mașina să arate bine. Este suficient ca mașina să aibă o suspensie modificată, un pic mai coborâtă și niște roți de bun gust. Și mașina arată impecabil și nu uitați de stickerul ăla din spate, de acolo, respect your elders, nu uitați asta. Avem și acest Porsche, care este un Volkswagen Beetle cu motor de Porsche, foarte modificat, cu interior, vopsea, multe lucruri. Și Marius, dacă poți, Marius e operatorul nostru de la TVR, Marius, dacă poți să vii să iei aici un cadru, să le arătăm oamenilor că avem și Evo 10 și BMW de ăsta, seria 3. Nu e, seria 3. Deci avem toate stilurile de mașini, acceptăm și primim tot ce înseamnă pasiune și efort în modificarea de mașini. E atât de simplu. Și Golf 3. Nu avem nimic cu Golf 3 și nici cu hainele de BMW, ca să se înțeleagă. Și-l avem și pe Ciupu. Ciupu magicu, care au zis oamenii, domnule, Ciupule, ești de acolo, băi! Ciupule! Ești să văd fumul, băi! Văd fumul de la țigară! Ești de acolo, nu te mai ascunde! Da, Ciupu e foarte timid și cu greu l-am convins să apară într-un episod al nostru. Este bolnav psihic cu daci, este nebun. Și aseară m-a sunat și mi-a zis, bă, n-ai ieșit bine aia albastră, poți vin cu aia portocalie? Cum mai vopsesc o dată. Da, frate, vină cu ce vrei tu. Te rog, eu nu vreau să te superi pe tine. Pe mine. Zic, pe tine nu mă supăr niciodată. Uite-l, Ciupule! Lasă țigările, voi, frate. Da, mă, de ce acceptăm și daci? De aici pleacă direct în Franța la Paris? Te duci la Paris? După asta sau? Da. A. Da, Ciupu este, Ciupu este internațional, să-l urmăriți, să-l urmăriți că are Facebook Ciupu și omul umple cu daciile peste tot prin lume. Oamenii credeau că fac mișto, dar nu fac, omul chiar merge, chiar și asta cu Milano, chiar nu e la Caterinca, omul chiar cred că pleacă la Milano cu Dacia, adică nu e. Întrerupem acest program fantastic cu mașini modificate pentru că eu consider că nu e publicitate și informație. Faptul că există acest suport de biciclete pe ventuze
denumit Tree Frog, pe care îl puteți găsi la Sport Guru. Mare atenție, se pot monta până la 3 biciclete, bineînțeles pe alt suport, adică există și suport de 3 biciclete pentru el. Ține până la maxim 20 de kilograme, nu este pentru biciclete electrice, doar pentru bicicletele convenționale, costă 1530 de lei și la Sport Guru îl găsiți, faceți, testați. De ce consider eu că e informație? Pentru că este un suport de biciclete sau de bare de portbagaj sau de cutie de portbagaj care se poate monta foarte ușor prin aceste ventuze pe mașini care nu există ca accesoriu suportul de portbagaj, cum există la Golf. Uite, la Golf poți să arăți oamenilor că pentru Golf există barele de prindere cu suport de biciclete, cutie și așa mai departe. Pentru Nissan 200SX S14A Kouki nu există, cum nu există nici pentru Porsche, Lamborghini și așa mai departe. Asta. Ce? Îi puneam piedică dacă eram pe fază?